Consiliul Județean Timiș a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al lucrărilor de intervenție și modernizare a DJ595E, drumul care leagă comuna Moșnița Nouă de Ghiroda. DJ595E este centura alternativă a Timișoarei, jucând un rol esențial în facilitarea accesului tuturor celor care îl parcurg la condiții de siguranță și confort în trafic. Lucrările de proiectare vor dura 9 luni, timp în care echipa Direcției de Drumuri din Consiliul Județean Timiș va monitoriza îndeaproape bunul mers al proiectului pentru a ne asigura de respectarea termenelor stabilite și de obținerea unor rezultate de calitate. Sunt convins că modernizarea drumului județean 595E va avea un impact pozitiv semnificativ asupra calității vieții locuitorilor din comunele periurbane, dar și a tuturor celor care îl tranzitează, transmite vicepreședintele CJ Timiș, Alexandru Proteasa.